Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre beneficiile, dar și despre contraindicațiile usturoiului. Usturoiul este o plantă nutritivă, aromată, cu un miros puternic, care aduce numeroase beneficii pentru sănătatea și buna funcționare a organismului. Usturoiul are beneficii extrem de multe și dovedite, iar contraindicații practic deloc, exceptând consecințele digestive în caz de consum exagerat. Denumit științific Allium sativum, usturoiul este o plantă din familia Liliaceae, căreia îi aparține și ceapa, dar și prazul. S-a adaptat la toate tipurile de climă de pe glob și este una din plantele cu cele mai importante proprietăți terapeutice întâlnită peste tot în lume. Unele surse îi atribuie originea în Sicilia, altele în Egipt. Asiaticii cred că el provine din flora sălbatică din China sau din India și a intrat în alimentație mult înainte de apariția civilizației în zona Mediteranei. Ce e cert e că și în trecut, dar și în prezent, este folosit în practic toate bucătăriile de pe glob. În vremurile de demult, era una din plantele fundamentale ale medicinei tradiționale chinezești, dar și a celei indiene. Înainte de orice, usturoiul este un antibiotic și un antiviral natural. Și asta datorită prezenței unei substanțe numită alicina, aceeași care îi dă și mirosul specific. Alicina se eliberează atunci când este distrusă structura celulară a bulbului. Motivul pentru care atunci când bulbul este întreg, usturoiul nu miroase. În plus, usturoiul are și efect antimicotic și exercită, în general, o acțiune benefică la nivelul imunității generale. Spre deosebire de antibioticele de sinteză, usturoiul nu distruge flora bacteriană, ba chiar ajută la refacerea ei. Efectul de imunitate este dat de totalitatea micronutrienților prezenți în structura usturoiului: magneziu, seleniu, calciu, fosfor, iod, fier. Însă, sunt prezente și cantități limitate de zinc, mangan, seleniu, vitamina C, în usturoiul proaspăt și în alte vitamine. Usturoiul provoacă vasodilatație, ceea ce duce la scăderea tensiunii arteriale, un factor de risc asociat multor patologii cardiovasculare. Se consideră că efectul său asupra tensiunii arteriale este dat de faptul că are o acțiune similară insulinei asupra metabolismului glucidelor, dat fiind că ajută la scăderea nivelului glicemiei. La nivel intestinal, usturoiul este considerat un important ajutor în situații de meteorism, crampe abdominale, diaree și dezinterie. Dar, și mai important, exercită o acțiune utilă în cazul ingerării de metale grele. Compușii sulfurați din usturoi se leagă de moleculele de cadmiu, plumb, mercur, ajutând în acest fel la eliminarea lor. Includerea zilnică în alimentație a usturoiului ajută la buna funcționare a sistemului digestiv. De exemplu, multe inflamații și iritații ale canalului gastric pot fi reduse dacă mâncați un cățel de usturoi dimineața pe stomacul gol. În plus, medicii specialiști au relatat faptul că usturoiul ajută la ameliorarea simptomelor și afecțiunilor digestive. Totodată, dacă mâncați usturoi dimineața pe stomacul gol, acesta va ajuta în eliminarea viermilor și paraziților intestinali. Usturoiul
Conține fitonutrienți care ajută la reducerea stresului oxidativ prin consolidarea imunității. Mai mult, planta de usturoi reduce oboseala, crește energia și longevitatea. Dar usturoiul conține și antioxidanți care pot ajuta la prevenirea bolii de Alzheimer și a demenței. Totodată, usturoiul contribuie și la sănătatea ochilor, prevenind inflamațiile și infecțiile oculare. Mai poate fi folosit pentru acnee, previne erupțiile cutanate și psoriazisul, reduce simptomele astmului, previne pierderea părului, reduce infecțiile la rinichi, poate preveni chiar ulcerul, ameliorează durerile și infecțiile la urechi. Dar, în afară de efectul asupra respirației și al mirosului pielii, usturoiul nu are contraindicații majore, exceptând posibile intoleranțe. Doar în caz de consum exagerat, s-au constatat efecte asupra digestiei, diaree, grețuri, vărsături, arturi gastrice, balonare. În caz de reflux gastroesofagian, este recomandat un consum moderat. Sper din suflet ca aceste informații să vă fie de folos. Până data viitoare, sănătate și numai bine!